Am ținut de la 4 la 5, am plecat cu viteza, am mers înapoi spre Wisconsin și când am ajuns la granița dintre Illinois și Wisconsin, era tol. Știți cum e tolul de pui bani să treci? Pe vremuri nu era cu aparat să te înregistreze, să-ți ia banii din cont. Trebuia să pui bani într-o pâlnie. Mai își amintește cineva tolul din ăla când plătești autostrada? Ok. Și ca omul normal, te grăbești când te duci la magazin, te uiți să vezi câte casiere sunt, aici sunt 10 oameni, aici sunt 9, aici nu sunt decât 2. Unde te duci? Te duci la coada cea mai scurtă, nu? M-am uitat, erau 5 linii de mașini, aici erau 5 mașini, aici 4, aici 6, aici 5 și la ultima linie nu era decât 2 mașini. Acolo m-am dus. M-am băgat acolo și sunt înaintea tuturor. Și mă uitam, ăștia din linie, celelalte treceau, altă mașină treceau, altă mașină, și ăștia nu mișcau, 2 mașini. Și cu răbdare din aia adventistă, mișcă deodată, soră, ce faci acolo? Că eu întârzi de la biserică. Nimic. Mai treceau dacă, și mă gândeam, dacă aș fi fost în linia aia, acum aș fi trecut. Că deja au trecut 5 mașini și eu încă sunt la coadă. Ce face asta? Fabrică banii acum? Ce face? Și mai trece o mașină în stânga, mai trece una, mai s-au tot dus, cred că 100 de mașini, aia nu mișca. La un moment dat am început să fierb, mi s-au roșit urechile și soția zice, calmează-te. Ești pastor, stai liniștit. Cum să stau? Nu se mișcă, uită-te la ea, ce face aceea? Și la un moment dat, în sfârșit, aruncă banii pe geam, dar nu nimerește pâlnia. Vrea să-i dea înapoi, dar eram în spate, mă claxonează, mă dau eu puțin înapoi, se dă la din spatele meu înapoi, se dă și ea înapoi, vrea să deschidă ușa, dar nu poate să deschidă, că era prea aproape de pâlnie și lovea cu ușa în pâlnie. Se mai dă înapoi, deschide ușa, se așează pe șosea, începe să strângă banii, se duce înainte, pune banii în pâlnie și zic, Doamne ajută, sper că pleacă asta. În loc să plece, se duce la chioșc, la fereastră și începe să vorbească cu casiera de acolo. Ai, am uitat de creștință, de răbdarea sfinților, am claxonat și când s-a luat, zic, mișcă-te odată! Soția zice, mă, poate asta vine la evanghelizare de seară, man. Stai calm! În sfârșit, s-a suit în mașină și a plecat. Doamne ajută! Ajung și eu, când să arunc banii pe pâlnie, femeia zice, nu, nu plăti! Păi zic, de ce? Păi ce a plătit doamna dinainte pentru tine. Păi zic, de ce? Zic că plângea, îi tremurau mâinile și spunea că a primit un telefon că băiatul ei a avut un accident de mașină, e la urgențe, nu se știe dacă scapă, și că nu nimerea nici măcar să scoată geanta cu banii și că n-a nimerit pâlnia și că tu ești un om atât de răbdător că ai claxonat și ai făcut cu mâna. Și s-a gândit că pentru că ești atât de răbdător să plătească și pentru tine. Vă dați seama cum m-am simțit? Cam așa ceva este cu credința noastră când la biserică, pace frate, pace, Domnul să te binecuvinteze, sabat fericit, ce mai faci bine, tu bine, Domnul să fie lăudat, amin, haleluia. Iar acasă, m-ați înțeles? Cum spun unii că la adunare are aripi și acasă are coarne. Frații mei, religia adevărată, religie care pornește din interior și transformă inima. Nu poți. Păi ce, eu de obicei sunt răbdător, dar atunci m-am enervat. N-ai cum, mă, frate, dacă izvorul e dulce, n-are de unde să iasă apa amară, că nu e. Izvorul e dulce. Dacă ești apa amară, înseamnă că izvorul e amar. Religia adevărată schimbă izvorul. Prezența lui Hristos în inimă izgonește prezența satanei. Dumnezeu și satana nu locuiesc împreună. Când Dumnezeu se mută înăuntru, satana se mută afară. Și noi încă n-am înțeles cum se întâmplă treaba asta. Cum se obține o creștere continuă în Hristos? Noi mergem la biserică și ne bucurăm că am fost botezați. E bine să fim botezați, da sau nu? Absolut, nicio îndoială. Ne bucurăm că am fost botezați și noi credem că ăsta este sfârșitul procesului. Dar botezul este nașterea din nou. Când un copil se naște, dacă ați avut copii, nașterea unui copil nu e sfârșitul poveștii. De-abia atunci începe povestea. Și cu cât crește copilul, să nu credeți că sunt probleme mai mici. Un copil mic doar ude diaperul. Un copil mare îți face necazuri, te albește. Cu cât crește mai mult, cu atât sunt probleme mai mari. Procesul de credință nu este numai botezul, ci este creșterea de la bebeluș la statura plinătății lui Hristos. De la lapte la hrană tare. Și noi nu știm cum să creștem. Cum se produce această creștere? Citeam astăzi în cartea Veți primi putere,
că noi, și am paragraful aici, sub nicio formă în puterea umană nu putem să creștem. Nu există putere umană. Dar atâta timp când suntem legați de Hristos, spune El, nu refuză nicio rugăciune a celora care în umilință, ascultați cu atenție, cer ce anume? Prezența. Nu biruință, trebuie să dorim biruință, dar cer prezența Lui. Prezența Lui Hristos izgonește prezența Satanei. Noi trebuie să fim umpluți de prezența Lui Hristos. Când eram mic, stăteam undeva aproape de strada mare, pe o stradă Eminescu, și era în fața casei, o casă nenorocită acolo, era în fața casei un gutui și sub gutui era o cabană. Și mama acolo făcea gemul. Și acolo era soare, era vara, cred că erau 200 de grade Celsius și cred că erau vreo 42-43 și pusese o cădiță de aluminiu, așa ovală, cine își mă amintește, era mai înaltă la cap, așa, și mă băgam în apă, că era cald afară. Și mă simțeam așa de bine și din când în când mi se încinta capul, mai mă băgam și capul sub apă și apoi bă, ieșeam afară și mă simțeam așa de fericit. Și aveam un vecin, Sorin, ăla venea și mă bătea și lua cada mea și se băga el în cada mea. Și eram pierdut și pe aceea venea tata și mă salva și iar mă băgam în apă. Și odată l-am văzut pe tata că se roagă tot timpul și l-am întrebat, băi, de ce te rogi atât de mult? Și ce vreau să fiu, nu numai că umplut de prezența lui Hristos. Și ce de asta este marea luptă. Cu cât ne apropiem de a doua venire, cu atât atacul Satanei se intensifică. Noi trăim într-o luptă continuă și pentru că noi nu vedem, nu înseamnă că nu e luptă. Dacă Domnul ne-ar deschide ochii, am vedea oși de îngeri buni și oși de îngeri răi. Spune Spiritul Profetic că peste fiecare persoană, peste fiecare persoană, în permanență sunt îngeri buni și îngeri răi care se luptă. În permanență, la fiecare gând, la fiecare vorbă, la fiecare acțiune. Mi-amintesc, sar de la o poveste la alta și apoi mă întorc la prima. Mi-amintesc când bunicul s-a dus undeva la țară și dădea studii biblice la o grupă, pe vremuri, pe vremea jandarmilor. Și adventiștii n-au avut voie să se întâlnească mai mult de trei la un loc. Când venea al patrulea, trebuia ceva de genul ăsta. Trebuia unul să plece. Și s-au întâlnit, erau acolo vreo 16 persoane și a venit poliția, au venit jandarmii la ușă. Și când au venit la ușă, au făcut două linii, așa, ca un tunel. O grupă de vreo 20 și o grupă de vreo, așa, un lanț de 20 și unul de 20 și aveau batoanele de cauciuc, cum se numesc, în mână. Și care cum trebuia să iasă din biserică, cum trebuia să treacă printre ăștia două rânduri și trebuia să-i dea în cap până-l doborau. Și oamenii au început să plângă, băi, dacă ieșim ăștia ne omoară. Bunicul a început să cânte, sunt copil de împărat, de împărat. Și eu cânt pe cale, nu mi-e frică de nimic, de Iisus, eu sunt păzit, Domnul e la dreapta mea și eu cânt pe cale. A ieșit frumos din casa aia, a mers înainte cântând, sunt copil de împărat. Și jandarmii s-au dat la o parte. Luni dimineață l-a chemat șeful de jandarmerie, l-a chemat la post pe bunicul. Domnul Ion, să ne spuneți cine au fost soldații care au fost cu dumneavoastră. Și bunicul a zis, băi, cred că ați băut. Am fost singur. Ce? Nu, n-am băut. E luni dimineață, n-am băut nimic. A fost o grupă cu dumneavoastră, a fost înconjurat de soldați. Îngerul Domnului tăbărește în jur. Este așa? Mi-amintesc că odată când s-a demolat comunitatea Grant și mergeam la învingătorilor cu soția pentru un timp și apoi la cort, soția era gravidă cu băiatul al mare, Gabriel, era prin luna, nu știu cât, dar știu că avea burtica destul de mare, și soția nu mai putea, zice, hai acasă, nu, stai că stăm, avem repetiții de cor, stăm de vorbă cu băieții, cu fetele, cu stai că stăm de vorbă, nu, hai acasă, nu, stau de vorbă, zice, măi, hai acasă că nu mai pot, ok, ia-o înainte că te ajung. Soția a luat-o înainte, a coborât de pe trotuar, a pus piciorul în stradă și se uită înapoi, zice, hai odată. Și cum pășea spre stradă și se uită înapoi la mine, am văzut cum vine o mașină din Snega cu viteză extremă și a înțipat, Dana, de se uită la mine și face pasul chiar în fața mașinii. Mașina a pus frâna degeaba, a trecut așa în frână și soția am văzut-o că a făcut așa. Și am întrebat-o, cum de ai reușit să te oprești? Și că nu, am simțit o palmă în stomac care m-a ținut și n-am putut să înaintez. Îngerul Domnului. Ilie, Elisei, Petru, toți ăștia. Hai să ne amintim puțin de profet în Întâia Împărați. Profetul e pe munte și sirienii înconjoară muntele. Și servitorul zice, stăpâne, muntele e înconjurat de sirieni. Și ce zice profetul? Doamne, deschide-i ochii, pentru că cei care sunt cu noi sunt mai mulți. Și când Domnul a deschis ochii, a văzut muntele înconjurat, nu numai de armată siriană, ci de îngeri. În permanență sunt îngeri deasupra noastră care se luptă. Și acum ne întoarcem înapoi, frații mei.
Se pare că în lupta asta cea mare în care trăim noi, se pare că noi nu reușim să înțelegem că fiecare pas, fiecare decizie, noi nu avem nicio putere să o biruim decât prin prezența lui Dumnezeu. Și pe măsură ce vine Domnul și ne apropiem de a doua venire, avem nevoie mai multe de prezența Lui. Și pe măsură ce ne apropiem de a doua venire și avem nevoie de prezența Lui Dumnezeu, noi suntem tot mai adormiți și avem alte priorități. Vreau să... Deci atunci când îmi spunea tata, mă băgam în apă, să continuăm de unde am lăsat-o, și spunea tată, de ce te rogi atât de mult? Și spunea, zice, uite, zice, noi nu ne luptăm împotriva sângelui și cărnii, ci ne luptăm împotriva durilor rele. Și împotriva durilor rele trebuie să fii acoperit de armura lui Hristos. Și spunea tatăl meu, trebuie să fii acoperit de la coif până la pantofi. Să nu rămână nimic descoperit. Că dacă o parte rămâne descoperită, acolo te atacă satana. Pentru că unde e Hristos, el nu are putere. Dar unde nu e Hristos, acolo tu n-ai putere. Și spunea tata, așa cum ești tu acoperit de apă când te bagi în apă, așa vreau să fiu acoperit de Hristos. Și mă rog până sunt acoperit tot, de jur împrejur și deasupra și de desubt și în față și în spate și în stânga și în dreapta. Și nu ies pe ușa asta până n-am siguranța prezenței lui Dumnezeu. Aveți siguranța prezenței lui Dumnezeu? Frații mei, să intrăm în subiect. Tot. De ce oamenii din Biblie aveau putere? De ce Avram avea putere? De ce Moise avea putere? De ce Moise a putut să sece Marea Roșie, s-a rugat și soarele a stat pe loc 10 ore? De ce Iosua s-a rugat și zidurile Ierihonului au căzut? De ce Iosafat s-a rugat și a mers cu corul la război și a câștigat? De ce Gedeon s-a rugat, nimeni a avut sabie și a câștigat? De ce ăștia aveau... Petru s-a rugat și Tabita a înviat, moartă a înviat? De ce ăștia au avut putere și noi nu? Aveau prezența lui Dumnezeu cu ei. Și vreau să intru concret, să vă dau un exemplu. Toți oamenii de credință vor binecuvântarea lui Dumnezeu. Și zic că vor prezența lui Dumnezeu, dar foarte puțin vor prezența, numai binecuvântarea. Pe toți care aud rugându-se, Doamne ajută-mă cu asta, Doamne ajută-mă cu aia, Doamne am probleme cu serviciu, Doamne am probleme cu sănătatea, Doamne am probleme... Toți vor binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar foarte puțin îi aud zicând, Doamne, așa cum dorește un cerb, izvoarele de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine. Te doresc pe tine mai mult decât binecuvântările tale. Am cancer, dar nu-și cer să mă vindeci. Mi-am pierdut casa, dar nu-și cer să mi-o dai. Mi-am pierdut serviciul, dar nu-și cer să mi-l dai. Ce îți cer, Doamne, prezența ta. Te vreau mai mult decât viața. Nu contează că trăiesc sau mor. Te vreau pe tine. Și apoi, dacă tu hotărăști să mă ajuți și cu problema asta, cu, știu eu, cu cancerul, cu divorțul, m-aș bucura. Dacă nu, facă-se voia ta. Pe cât i-au zis rugându-se așa? Pentru că noi am ajuns, în loc să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne închinăm binecuvântărilor, darurilor lui Dumnezeu. Noi iubim darurile lui mai mult decât pe dătător. Și dacă Dumnezeu se pare că nu ne răspunde la rugăciune, ne supărăm. Păi mă rog, frate Pavel, de 3 luni și Domnul nu mi-a răspuns, sunt descurajat, nu știu dacă Domnul mă aude. Noi iubim, cum se pare că Domnul nu răspunde, cum ne pierdem credința în El? Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și Biblia spune așa, că 92% din toate lucrurile sunt spre binele nostru. Așa spune? Nu spune așa, frate. Spune că toate, nu spune 92%, nici o Biblie, nici în a mea, nici în a mea tale. Toate lucrurile, câte? Cât e aia? Cât la sută? Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile. Toate lucrurile. Păi dacă toate lucrează împreună, înseamnă că dacă Domnul nu vroia, nu se întâmpla. Când satana l-a atacat pe Iov, cine l-a atacat? Satana. Dar cine a îngăduit? Păi satana s-a dus la Domnul. Păi te iubește că, uite, i-ai dat Tesla, i-ai dat casă, i-ai dat avion, i-ai dat mașină, i-ai dat salariu, i-ai dat poziție, i-ai dat funcție, dă și mie $1.000.000 pe lună, te iubesc și eu. Și Dumnezeu zice, nu mă iubește de aia. Iov nu mă iubește pentru binecuvântări, ci mă iubește pentru că are o relație cu mine. Păi ia-le toate să vedem, te mai iubește, vezi cum te blesteamă. Dumnezeu a zis, ok, Dumnezeu i-a dat permisiunea. Satana l-a atacat. Întrebarea este, pentru ce îl iubim pe Dumnezeu? Pentru binecuvântări sau pentru relație? Dacă toate lucrurile lucrează împreună, înseamnă că chiar dacă Dumnezeu ne atacă, Dumnezeu îngăduie. Satana n-are dreptul să te atace până când Dumnezeu zică da sau nu sau până aici. Dacă Dumnezeu îngăduie, înseamnă că ai nevoie.
Atunci de ce zici, Doamne, te rog, rezolvă problema asta, dacă ai nevoie de ea? Nu știu dacă mă înțelegeți. E cam greu, e cam greu ce spun, nu? E greu de digerat. Vă dau un exemplu. Noi nu suntem nimeni. Credem că suntem. Dacă începem să ne îmbolnăvim sau să îmbătrânim, ne dăm seama că nu suntem nimeni. Dumnezeu e totul, noi nu suntem nimic. Dar când eram așa mai tânăr, aveam ceva fumuri. Credeam că știu tot. Mă înțelegeți? Tinerii cam cred că tot ce zboară se mănâncă. Și credeam că știu de toate și credeam că sunt bun la toate și că sunt educat și că am business și că am bani, chiar dacă nu aveam cel mai mare business din lume, dar acolo, secția care aveam, făcea destui bani să mă simt că am bani. Credeam că am bani, credeam că-s deștept, aveam ambiție, cum zicea tata ca un catâr, spunea ce măi, ăsta nu-i decât cum vrea el, nu se poate decât în felul lui. Aveam ambiție ca mine, totdeauna. Nu pierdeam nimic niciodată, câștigam orice concurs și așa mai departe. Și eu credeam că sunt umil și sunt blând și sunt credincios și răbdător. De unde? Când Dumnezeu m-a chemat în lucrare, chestia asta nu prea povestesc, că e puțin personală, dar când Dumnezeu m-a chemat în lucrare, a fost așa puțină debatere. Am stat și m-am gândit, am discutat cu soția, renunțăm la business și la cât facem, nu o să vă spun suma, dar la cât facem pe zi, pentru un salariu de pastor, mizilic, bani de semințe, n-ai ce să faci cu ei. Bani de semințe, adică banii care îi făceam într-o lună, dar nu vreau să vă dau numere, dar renunțăm la atâta pentru atâta. Ce e? După aceea nu te mai respectă, când n-ai bani nu te cunoaște nimeni, când n-ai bani toată lumea ți-e prietenă, când n-ai bani, toți... Când ai bani, apar ca ciupercile după ploaie. Când ai bani, se evaporează toți ca apa la clocotit. Dispar toți. Din nu știu câți veneau în fiecare sâmbătă seara la noi, când n-am mai avut business, nu m-am mai cunoscut decât două familii. Am renunțat, am intrat în pastorație și după aceea, hai să mergem la școală. M-am interesat eu și am trimis aplicații la Newbold, la Bogenhofen în Austria, la Frieden sau în Germania, mă înțelegeți? Aplicații prin Europa. Cologne, în Franța, la Newbold, în Anglia. Câți credeți că au răspuns? Nimeni. Nu știu, n-au ajuns scrisorile, n-am avut eu destui bani să plătesc școala, nu știu care e treaba, dar n-a răspuns nimeni. Ne-am rugat și am zis, Doamne, vreau să merg la școală. Vi s-a întâmplat vreodată să nu răspundă Dumnezeu la rugăciune? Da? Doamne, vreau să merg. Păi spune Spirit Profetic așa, că la fiecare rugăciune sinceră, un răspuns va veni, virgulă, dar Dumnezeu nu răspunde totdeauna în modul în care dorim. Și că dacă am ști sfârșitul de la început, am alege și noi aceeași cale pe care o alege El. Iar noi, când Dumnezeu nu răspunde cum vrem noi, ni se pare că nu răspunde deloc. Dar El, de fapt, a răspuns cum vrea El. A răspuns de răspuns, numai că a răspuns altfel. Am aplicat la toate facultățile și ne-a rugat, Doamne, ajută-mă să mă duc la școală. Dumnezeu n-a răspuns. Dar eu am vrut să merg la școală. Aveam o mașinuță destul de bună, pe vremea aia, era mare lucru acum, nu mai e mare lucru acum, oamenii au mașini ca lumea, ce aveam eu atunci era junghi, dar pe vremea aia, un Renault Nevada cu 7 locuri, mi se părea mie că e cine știe ce. M-am dus la... Am pus-o de vânzare, că dacă plec la școală am bani de școală, am nevoie de bani de școală, am pus-o de vânzare, n-a sunat nimeni. Băi frate, asta e mașină bună, de ce nu sună lumea? M-am dus la Arad, era un târg de mașini, nu știu cum se numea. Așa, un tancioc sau cum se numea, nu știu. M-am dus la Arad și a venit lumea în jurul meu și se uită, o, mașină frumoasă, merge bine. Vrei să o pornești? Da, sigur. Pornea la sfer de cheie. Nimic. Încerc chiar, dă ea din mână și pleacă. Fai de mine, după ce au plecat, încerc, merge mașina. Zic, veniți înapoi. Vine înapoi. Nimic. Au plecat, eu nu s-au mai întors. După ce au plecat oamenii, m-am enervat, dau la cheie, pornește, m-am dat jos și am început să dau cu piciorul roata mașinii. Nenorocită de mașină, de ce nu pornești că vreau să te vând? Soția, calmează-te, măi, că toate lucrurile lucrează. Lasă-mă cu textele din Biblie! Mă, omule, nu crezi tu ce predici că toate lucrurile lucrează împreună? Lasă-mă, vreau să o vând! M-a rugat, domnul trebuia să răspundă. De ce nu răspunde? De ce nu se vinde mașina? Când vin clienții, nu pornește. Când pleacă, pornește. Ce e asta? M-am enervat, nu mai mă duc la nicio școală, nu mai vând nicio mașină, gata. Nu? M-am dus acasă, am uitat de școală, a trecut o lună, două. Când te rogi, se pare că Dumnezeu nu răspunde. Și când renunți și uiți, atunci răspunde. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. Ia. A trecut o lună, două, trei, 6 luni. Nu mă gândeam nici la școală, nici la nimic. Nu mai întrebeau, uitasem de școală. Bate cineva la ușă.
Deschid ușa aici, sunt din Timișoara, păi eu eram în Oțelul Roșu. Vreo 120 ceva de kilometri, mai mult sau mai puțin, nu știu. Ce sunt din Timișoara, am venit să-ți cumpăr mașina. Băi, frate, nu vând mașina. Păi vreau să o cumpăr. Păi de ce vrei să o cumperi? Păi soția a pornit focul cu niște ziare vechi și a văzut într-un ziar vechi mașina ta și îi place culoarea. Așa sunt doamnele, nu se uită la motor, se uită la culoare, dar în sfârșit, nu e important. Dacă așa le place lor, nu poți să te ceri cu asta. Adică, dacă vrei să fii fericit, faci ce zice soția. Dacă argumentezi, ești necăștit o săptămână și după aceea tot faci ce zice, așa că mai bine faci de prima dată. Și n-ai dureri de cap. Și ce soția vrea mașina asta, dă mașina. Zic, nu e de vânzare, la revedere. A plecat omul, nu știam numele, nu știam telefonul, nu știam adresa, Timișoara e mare, câți oameni sunt acolo, n-ai de unde să dai de el. După aceea, mă sună cineva. Zice, măi, tu vrei să vii la școală, da. Vezi că am vorbit cu Southern Adventist University din Tennessee și s-a trimis o aplicație. Zic, păi eu nu vin în America, e prea departe, nu știu engleză, nu vin în America, lasă-mă, acolo se împușcă ea pe străzi, lasă-mă în pace. Nu se împușcă nimeni, lasă-mă. Nu vin. La ora 1 mă duc la cutia de poștă, iau poșta și am uitat să vă spun dimineața, textul de dimineață. Cine face altarul de dimineață? Amin. Dar trebuie tot să facem. Dimineața, textul de dimineață era Ieremia 29:11. Cine știe Ieremia 29:11? Ala e cu 13. Cu 11. Știu planurile care le am cu privire la tine să-ți dau un viitor și o nădejde. Mă vei căuta și dacă mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi. Deci ăla e... Trei versete acolo, toate trei frumoase. Era Ieremia 29:11, devoționalul de dimineață. Vine o scrisoare de la Southern Adventist University, care a fost admis la seminar și după aceea spune la sfârșit un verset, Ieremia 29:11, același care fusese de dimineață. Era și în scrisoarea de la școală. Și soția zice, măi, dacă e de la Domnul, dacă Domnul l-a trimis pe omul ăla să vinde mașina, că ne trebuie banii de drum. Și zic, mă, dacă e de la Domnul, Domnul să-l trimite înapoi, că eu nu știu cine e ăla. Ne-am rugat, pe la ora 3-4 după amiaza, ăla care venise dimineața la 8-9, bate la ușă. Ce, mă, m-a trimis soția înapoi, îți dau 500 în plus, dă mașina. Zic, ok, mă, dăm 500 în plus, ia mașina. Am luat banii și pe aceea am vorbit cu un presbiter, mi-a dat Dacia lui, m-am dus la București, la ambasadă. Coadă mare, nu vă mai spun numărul, în sfârșit, lungă coadă. Lungă, am stat de la ora 3 dimineața în coadă, la 9 când s-a deschis ambasada, am mai stat încă vreo 2-3 ore până am ajuns și eu în față. Am intrat înăuntru, soția necăjită. Nu vreau să merg în America, zic nici eu. Eu vreau să merg aici, la Colonj, la Newbold, dar nu în America, că nu știu engleză. Adică știam trei cuvinte și în rest se dau din mâini. Și zice, aici avem și noi un apartament plătit, avem o mașină, nu mai aveam, am vândut-o, avem prieteni, acolo nu avem pe nimeni. Nu vreau să încep viața din nou. Am renunțat la business, acum renunțăm și la viața asta, ne ducem în altă lume, nu vreau. Și zice, mă, dar tu nu mi-ai spus tu că dacă e voia lui Dumnezeu? Zice, da, dar zice, aș prefera să nu fie voia lui. Zic, stai liniștită, că fac eu să nu fie voia lui. M-am dus înăuntru. Când ajunge rândul meu, mă duc frumos la geamul ăla și zice, unde mergi? Zic, în Honolulu, în Franța, unde crezi că mă duc? Sunt la ambasada Americii, mă duc în America, unde să mă duc? Și dar de ce vorbești așa? Uite, așa vreau. Și zice, păi nu-ți dau viza. Păi mă bucur. S-a uitat la mine și zice, atunci de ce ești aici? A, poveste lungă. Și după aceea zice, de unde știu eu că te întorci înapoi? Zic, nu știi. Dar te întorci înapoi? Nu. Păi nu-ți dau viza. Pune negativul și gata. Păi nu vrei viza? Nu. Păi de ce ai venit? Puteai să stai acasă. Păi nu vreau să fiu Iona, nu vreau să mă lupt cu Dumnezeu. Și prefer, decât să zic eu nu lui Dumnezeu, prefer să-i zici tu nu. Și zice, și tu te duci la școală? Da. De ce nu faci școală aici? Am făcut-o pe aici. Și poți să promiți că întorci apoi? Nu. Și după aceea ce îți dau viza, nu mai ție. Zic, nu, ce a pus Dumnezeu împreună, nimeni să nu se pare. Ori toată familia, ori nimeni. Și ce nu poți dau viza. Mă bucur, la revedere. Și am plecat. Ce vin înapoi? Zic, ce vrei? Ce hai că îți dau viza la toată familia. Zic, păi te rog frumos să nu mi-o dai. Am ieșit afară, i-am spus soției, băi, am luat viza. Am plătit viza pentru toți, cât a costat. Am plătit biletele de avion și am mai rămas $140. Am plecat, când să plec, au venit prietenii, bă, vreau eu televizorul, vreau eu mașina spălat, vreau eu cutare, vreau... M-am plecat cu mine în buzunar.
Am ajuns în America, prietenul meu zice, gata, te-am chemat, îți plătesc eu școala. A plătit școala pe o lună, apartamentul pe o lună și aici luna viitoare vin și plătesc chiar. S-a dus la o lucrare și în fața hotelului i-a stat inima. Și a fost mort 7 minute. L-au adus înapoi, i-au pornit inima cu șocuri electrice, dar și-a pierdut memoria. Nu mi-a mai plătit școala. Și a venit hârtie de la școală, că mă dă afară, că n-am plătit luna a doua, și a venit hârtie de la apartament, că mă dă afară, că n-am plătit luna a doua, și a venit de la telefon, că mi-l taie telefonul, și a venit de la curent, că îmi taie curentul, și a... mă înțelegeți? Și mă duceam la școală și nu știam engleză și ăia în sudul Americii nu vorbesc ca ăia în nord. Când vorbesc în sud, zici că vorbesc japoneză încurcată, adică înghit jumate cum hom, 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 zici că vorbesc înghit. Că și când știi engleză și nu înțelegi pe ea din sud, cu atât mai mult că nu știi engleză. Și când nu știam ce zic, se deau aproape în gura mea și țipau ca și cum dacă țipă mai tare, înțeleg eu mai mult engleză. Dacă nu înțeleg, poți să ții la mine, că tot nu înțeleg. Și era foarte umilitor, adică aici eram și eu cineva, acolo sunt nimeni. N-am bani, aveam mașina apostolilor, mergeam pe picioare la școală, la școală pe picioare. N-ai mașină, n-ai bani, te dă afară din școală, te dă afară din apartament, nu înțelegi ce spun la școală. Peste toate m-am și îmbolnăvit. Am făcut o alergie din cap până în picioare, aveam așa pete pe mine și mă mâncau ca pe Iov. Îmi trebuia un ciop să mă scarpin, dar nu era nevoie. Dar... În sfârșit, m-am dus la doctor, doctorii mi-au zis că n-avem ce să face, e stres. În situația aia, dacă n-ai bani, pentru mine mâncarea și sabatul sunt sfinte. Niciuna nu trebuie călcate, mă înțelegeți? 5 zile n-am mâncat nimic. Păi mi s-a părut că e sfârșitul lumii. E ușor de povestit acum, dacă întreci prin asta și te rogi, Doamne, Tu m-ai adus aici. Eu nu ți-am cerut niciodată să vin aici. Eu am vrut să merg acolo. Dacă m-ai adus aici, te rog, ajută-mă. Că eu nu sunt un om leneș, cine mă cunoaște, lucrez de rup, nu se țin 10 de mine. Și când n-am de lucru, îmi găsesc de lucru și nu pot să stau. Vrei să mă pedepsești, mă ții pe loc. 5 minute și, cum se zice în România, fac râie. Nu pot să stau pe loc. M-am rugat, Doamne, te rog frumos, ajută-mă. Nimic. O lună, 2 luni, 3 luni, fără mâncare. Mi-amintesc când soția a găsit servici, primii bani care a luat, am dat mâncare la copii. Iar eu m-am uitat la mâncare și m-am culcat fără să mănânc. Și am plecat la școală amețit că nu mâncasem și m-am oprit în fața seminarului, în grădina de rugăciune, era un trunchi de copac și cu niște boxe cu muzică. Muzică liniștită, așa, religioasă, background music. Și m-am pus capul pe copacul ăla și am început să plâng. Și am zis, în viața mea n-am fost așa. Ce caut eu aici? Mă duc înapoi la mine. Și mi-am amintit, Dumnezeu te-a adus aici. Păi dacă m-a adus aici, să-mi dea de mâncare, că mor. Mi-e foame, văd dublu, văd pâini. Și în timp ce plângeam și mă rugam, vine cineva și îmi bate o palmă așa pe spate. Ce, young man, why are you crying? Tinere, de ce plângi? M-am dat drept, mândrie, nu glumă, mi-am șters ochii, zic, bărbații nu plâng. Zici, păi plângeai. Na, nu plângeam. Te-am văzut plângând. Na, alergie, vezi lacrimile de la alergie, nu plâng. Se uită la mine și că ce probleme ai, nu știu. Dar dacă Domnul le-a îngăduit, înseamnă că ai nevoie de ele. Zic, mersi. Era decanul facultății de religie, dr. Blanco. Decanul facultății de religie, dr. Blanco. Și ce dacă Domnul a îngăduit, înseamnă că ai nevoie de ele și când îți înveți lecția, Dumnezeu va interveni. Ca la școală, dacă nu înveți lecția, nu treci clasa. Și treci prin încercare din nou și din nou și din nou până înveți lecția. Și tu spui, Doamne, învață-mă răbdare. Și Domnul îngăduie ca șeful să te bâzie. Și tu zici, Doamne, ajută-mă să nu mai mă bâzie șeful. Și Domnul zice, păi n-ai cerut tu răbdare. Dacă nu te bâzie nimeni, cum înveți răbdarea? Trebuie să te bâzie cineva ca să înveți răbdarea. Așa că nu te mai ruga să nu te bâzie șeful, roagă-te să înveți răbdarea și atunci nu te mai bâzie șeful. Nu știu dacă mă înțelege ce vreau să zic. Doamne, dăm credință. Și Domnul atunci îți ia tot și trebuie să trăiești prin credință. Că nu mai trăiești prin vedere. Și tu zici, Doamne, de ce am trecut prin criza asta și mi-am pierdut casa? Păi n-ai vrut tu să trăiești prin credință. Doamne, te rog, dă-mi înapoi serviciu. Învață să ai încredere în mine și când ți-ai învățat lecția, nu mai ai nevoie de cercare. Că cercările lucrează dezvoltarea caracterului. E așa, fraților, nu învățăm noi că aurul se curăță prin foc? Cui îi place să treacă prin foc? Hai să vedem, toată lumea, eu ce mă bucur să trec prin foc. Cui îi place? Nu-i place nimănui. Și noi zicem, Doamne, crește-mă. De ce nu creștem? Cum Domnul îngăduie puține încercări?
să creștem cum noi ne supărăm pe Domnul. Și în loc să zicem, Doamne, ajută-mă să cresc, zicem, Doamne, rezolv problema asta, că nu vreau să trec prin ea, vreau să ajung la cer fără nicio problemă. E așa sau nu e așa, fraților? În loc să zicem, Doamne, ajută-mă să mă maturizez, pentru că viața asta e scurtă și Tu n-ai venit să-mi dai confort în viața asta, din contră, Tu ai zis că în lumea asta veți avea necazuri. Tu ai venit să-mi dai viața veșnică. Iisus n-a murit să ne dea viața asta. A murit să ne dea viața veșnică. Și viața asta e atâta. Iar viața veșnică e veșnică. Nu? Eram o dată la biserică și le predicam și am pus o sfoară, biserica era foarte lungă, o sfoară din față până în spate, am pus doi copii să o țină întinsă și la fiecare 10 cm era un nod, multe, multe noduri, nod, la fiecare 10 cm. Și le-am spus, fraților, hai să ne imaginăm că între 10 cm sunt 10.000 de ani. Aia înseamnă că aici sunt 1.000 de ani, aia înseamnă că aici sunt 100 de ani. Uite aici trăiești tu. Și tu zici, Doamne, dăm aici, dăm asta, uite aici, aici, dăm și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, toate în punctul ăsta. Și Domnul zice, nu, în punctul ăsta probabil că ai nevoie de niște încercări ca să poți să-ți dau sfoara aia toată. Și tu zici, nu mă interesează sfoara aia, eu vreau aici, în punctul ăsta. Noi cam așa facem, că noi nu avem perspectiva veșniciei. Dumnezeu vrea să ne dea veșnicia. Și Pavel spune așa că încercările de acum nu merită să fie considerate când te gândești la slava viitoare. Și noi trebuie să ne ținem ochii pe slava viitoare, nu pe viața asta. Aici suntem în tranzit, suntem călători. Dar noi totdeauna, Doamne, rezolv problema asta. În loc să zici, Doamne, ajută-mă să cresc, să mă maturizez, să învăț răbdarea, să învăț umilința, să fiu ca Iisus, să am încredere în Tine când nu înțeleg. În sfârșit. Și îmi zice doctor Blanco, tinere, dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că ai nevoie. Zic, mersi. Ușor de zis. Treci tu prin ce trec eu, diseară îmi dai mâncarea ta și stai tu nemânca și mai vedem cine are nevoie. Mă duc acasă și noaptea aia m-am rugat toată noaptea. Dar m-am rugat toată noaptea, n-am dormit o clipă. Era 5 dimineața când încă mă rugam și am zis, Doamne, nu mai pot. Eu n-am vrut să vin aici. Nu mă înțelege nimeni, toată lumea zice că mi-am pierdut mințile. Am alergie, n-avem bani, n-avem mâncare. Ce caut eu aici? De ce m-ai adus aici? Renunț. Și am spus, Doamne, renunț și la ambiția mea și la planurile mele. Fă-i ce vrei. Îți dau viața toată, mă predau, fă-i ce vrei. Dacă vrei să mă omori, omoară-mă. Dacă vrei stres, stres, fă ce vrei cu mine, că nu mai renunț. Până aici am avut și eu puțin de zis, acum nu m-am nimic de zis, nu m-am nimic de făcut, nicio metodă. Și după aceea asta a fost joia, vine vineri, sâmbătă mă duc la adunare. Era pastorul Wright, Ed Wright, predica. Și începe predica cu ce verset auzi? Ieremia 29:11. Știu planurile care le am cu privire la tine. Dumnezeu are un plan. Acolo nu este singular, referindu-se la planul de mântuire, ci este plural, planuri. Și nu este un viitor, ci este un prezent continuu în gramatică. Aia înseamnă că se referă la fiecare moment, la fiecare zi. Dumnezeu are un plan cu tine azi, are un plan cu tine mâine. Spune Spirit Profetic că Iisus, în cartea Căminul Advent, de asemenea și cugetări de pe Muntele Fericilor, paragraful ăsta este în mai multe locuri, nu-și făcea planuri, ci primea în fiecare zi planul de la Dumnezeu pentru ziua respectivă. Așa cum spune Iisus în Ioan, nu fac lucrările mele, ci fac lucrările care mi le dă Tatăl. Și după aceea spune dânsa, așa ar trebui și creștinii adevărați. Să prezinte planurile lor în mâna lui Dumnezeu în fiecare zi și să fie gata să le împlinească sau să renunțe la ele după voia lui. Și apoi să ceară planul lui pentru ziua respectivă. Și să aibă încredere că dacă îl pui pe el primul, el își ține cuvântul și va purta de grijă. Și dacă cauți mai întâi împărăția lui și neprima lui, celelalte toate ți se vor da? Nu învățăm noi așa. Ideea e practică. Sunt tentat să vă spun altă poveste în mijlocul poveștii. Cum e cu planul lui Dumnezeu? Toată lumea are planuri. Soția mea îmi dă o listă, am lista în buzunar, dacă nu mă credeți, că în fiecare zi îmi dă altă listă și n-apuc să termin jumate din prima și îmi dă alta. Și plec cu lista și mă adaug și eu ce am și eu de făcut. Trebuie să fac chestia asta la mașină, trebuie să fac asta la acoperiș, trebuie să la serviciu am lista asta, pentru că am lista asta, soția mea a dat lista asta, mai îmi dă și nepoată mea mică lucru, mi-a adus și mie cu tare, mai îmi dă și ea o listă, am vreo 4 liste în buzunar. Și n-am, ziua nu-i destul de lungă să le fac toate, nu? Și mă duc dimineața la rugăciune și zic, Doamne, astea sunt listele mele, dar Tu ai lista Ta. Te rog să-mi dai lista Ta. Nu? Și când plec după aceea, dacă zic, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Doamne, mă pun la dispoziția Ta. Sunt valabil, deschidem ochii să-Ți servesc.
Și când îi prezinți planul tău înainte de Dumnezeu, dar renunți la el, îl predai și ceri planul lui, Dumnezeu ți-l dă. Dumnezeu ți-l dă. Nu știu dacă ați auzit povestea, spuneam o dată, sunt multe, dar veneam din California, am vorbit vineri seară, am zburat vineri, am ajuns acolo vineri seară, am vorbit vineri seară odată, sâmbătă dimineață la 9 odată, sâmbătă dimineață la 11 odată, sâmbătă la 2 odată, sâmbătă la 4 odată, sâmbătă la 6 odată. Eram terminat, ca o lămâie stoarsă. După aceea la 7 am avut întâlnire cu pastorii și prezbiterii și după aceea am fugit la aeroport să predau mașina închiriată, că la 11 pleca avionul și trebuia să zbor toată noaptea. Înapoi dimineața la 5 eram în Atlanta, stăteam 2 ore, după aceea la 7 zburam în Baltimore, eram la 9, până ieșeam din aeroport, după aceea 2 ore pe drum până acasă, de-abia la 11 ajungeam. Plec la 11 seara și ajung la 11 ziua următoare, la prânz. Dar eu eram după un sabat de vorbit de 1000 de ori. Mor de oboseală și am zis, Doamne, am un plan. Te rog frumos să nu lași pe nimeni să stea lângă mine. Sunt în avion aici, nimeni să nu stea în stânga sau în dreapta, ca să pot și eu 5 ore jumate până în Atlanta să dorm. Și Domnul mi-a pus în minte, băi, ce ai predicat tu aici? Că toți se duc la Dumnezeu și îi cer, dar niciunul nu-i ce facă se voia ta. Ce ai predicat tu înainte că trebuie să, nu? Să renunți la planul tău. Și am zis, Doamne, ok, dacă ai vreun plan, renunți, dar ce mă fac cu somnul? Că mi-e somn. Dumnezeu mi-a zis în minte, păi cine îți dă ție sănătate așa de bună? Păi zic, tu mi-o dai, dar am nevoie să dorm. Zic, bine, Doamne, facă-se voia ta. Dacă tu ai nevoie de cineva care trebuie să fie binecuvântat, renunț la somnul meu. Păi cum am zis amin, mi-a părut rău că am zis așa. Că s-a așezat o doamnă lângă mine, destul de bine dezvoltată, care a luat scaunul ei tot, și o treime din scaunul meu, că a trebuit să stau așa. Și apoi, imediat după aceea, a venit altă cucoană și mai măricică decât prima, s-a ajat în stânga, a luat scaunul ei și o treime din scaunul meu și a trebuit să stau așa, ca sardinele în conservă. Și mi-am zis eu 5 ore jumate până în Atlanta, amorțesc cel mai rău trip din viața mea. Cine m-a pus să mă rog așa? Doamne, facă-se voia ta. Nu puteam să zic să nu stea nimeni lângă mine, amin? Și aia din dreapta a început să plângă. Și zic, poți să te ajut cu ceva? Și că lasă-mă în pace. Zic, pa, e ușor, bine. Pa. Asta din stânga zice, păi cu ce s-o ajut mai? Păi zic, nu știu, dar pot să mă rog pentru ea. Și că, crezi în rugăciune? Zic, da. Și eu. Ce și eu? Am fost tentat să-i țin o predică despre rugăciune. Dar am renunțat și am lăsat-o. Zic, spune-mi ce crezi. Vreo 15 minute, 20 minute a vorbit ea, mi-a spus tot ce știa despre rugăciune. Am lăsat-o să vorbească, am ascultat-o. Și pe aceea mă întreabă ea, dar tu ce crezi? Am fost tentat să-i spun de greacă, de ebraică, de traduceri, câte rugăciuni sunt în Biblie, ce, dar nu i-am spus, i-am dat o întâmplare. Între timp, asta care plângea s-a oprit și asculta și ea. Și pe aceea zice, cred că ai putea să mă ajuți. Zic, ok, roagă-te pentru mine. Zic, spune-mi pentru ce să mă rog. Zice, păi când am urcat pe avion, am primit un text că bărbatul divorțează, că se duce cu una mai tânără. Zic, acum știu că nu puteam să te ajut, că sunt censurat. Începe să zâmbească. Și zice, îți place să glumești? Păi zic, nu, dar nu-mi place să văd femeile plângând. Și glumesc ca să te văd zâmbind, mă simt și eu mai bine când te văd zâmbind. Și zice, roagă-te pentru mine. M-am rugat și când am terminat rugăciunea, zice, tot degeaba, nu m-a ajutat. Păi zic, adică cum? Păi credeam că primesc un text că s-a răzgândit, nu mai divorțează. Zic, mă, nu merge așa cu rugăciunea, Dumnezeu lucrează altfel, Dumnezeu nu forțează, pe las să te iubească pe tine. Păi și atunci, cum ajută rugăciunea? Păi Dumnezeu îți dă tărie. Niciodată când treci prin greutăți nu ești singur, Dumnezeu zice, când mergi prin ape, voi fi cu tine și apele nu te vor neca. Când mergi prin foc, voi fi cu tine și flacăra nu te va atinge. Nu ești niciodată singur, Dumnezeu merge cu tine. Și zice, păi dar ce să fac? Uite, tot mă gândesc la divorț, sunt amărâtă, ce să fac să nu mai mă gândesc? Păi zic, nu mai te gândi la divorț, gândește și tu la altceva. Păi ce, cum să fac asta? Păi zic, uite, ia o carte și citește, i-am dat cartea mea, ia o carte și citește. Și atunci nu te mai gândești la asta, că te gândești la carte. Și nu-mi place să citesc, eu mă uit doar la televizor. Păi zic, ai altă problemă care trebuie să o schimbi. Păi da, dar eu nu citesc. Ia-mă femeie o carte și citește, că o să te ajute. Nu citesc. Citește-mă un capitol, că nu mori. Nu citesc. Citește o pagină, mai dacă nu-ți place, îmi dai cartea înapoi. Citește o pagină. Nu citesc. Atunci ce-mi cer ajutorul? Fă-i ce vrei atunci. Zic, ia citește, uite un rând. A luat, a citit puțin, a mai citit, încă o pagină, încă o pagină, încă o pagină. Vine la mine, mă ia în brațe, după aceea citește, după aceea începe să plângă, după aceea începe să râdă, iar mă ia în brațe, iar zic, gata, ajunge. Iar citește. 5 ore a terminat toată cartea, zice, pot să o țin? Zic, de ce? Păi ce vreau să o dau la copii, să o dau la sorul mea. Zic, uite, îți dau încă una, asta o ții pentru tine și pe asta o dai la rude.
Și după aceea îmi spune, zice, Dumnezeu te-a pus lângă mine. Aveam de gând să mă duc acasă, să iau un pumn de pastile, să mă omor, că numai, viața mea nu mai avea rost. Dumnezeu te-a pus lângă mine ca să-mi salvezi viața. Și povestea mea lungă. 3 luni mai târziu mi-a trimis un e-mail că s-a apucat să studieze, să se roage, a găsit o biserică, s-a botezat. Ce-ar fi fost dacă eu m-aș fi pus pe mine pe primul loc și planul meu și m-aș fi culcat? Mă înțelegeți? Ce s-ar fi întâmplat cu femeia aia? Un suflet pentru care Iisus a murit. De exemplu, mie îmi place să mănânc. Mâncarea e sfântă. Și soția mea știe că mănânc. Și îmi face sandwich-uri când plec de acasă, îmi dă câte o banană, câte un măr, câte un sandwich și le face bune de tot, bune, bune, bune. Adică miros bun, arată bine și gustoase, bune. Numai acum când vorbesc îmi lasă gura apă. Și m-am dus la servici. Și soția îmi dă sandwich-ul după mine. Și mâncasem breakfast și când ajung, așa se face ora 10, gata, e timpul să mănânc sandwich-ul. Las totul, deschid sandwich-ul, văd, îl deschid, îl savurez, așa arată bine, fac rugăciunea și... Și îmi zice, domnul, dă-i sandwich-ul secretarei. Zic, ăsta e sandwich-ul meu. Păi ce n-ai zis tu de dimineață că te predai să faci planul meu? Știu planurile care le-am cu privire la tine, Dumnezeu are un plan în fiecare zi, numai că pe noi nu ne interesează planul lui Dumnezeu, ne interesează planurile noastre. Am de făcut asta și asta și asta și asta și zice, Doamne, ajută-mă cu astea. În loc să zicem, Doamne, arată-mi planul tău, sunt dispus să renunț la planurile mele. Ce nu te-a rugat tu dimineața să-ți dau planul pentru ziua asta? Uite planul, dă sandwich-ul secretarei. Zice, Doamne, ăsta e sandwich-ul meu și asta nu e Cuba, nu e Africa. Asta e american, care mâncare, se simte jignită. De ce să-i dau sandwich-ul? Las că-l mănânc eu. Și, mulțumesc mult. Zice așa în Biblie, că cine dă un pahar de apă, nu îi se pierde răsplata în împărăția celorlor. Mulțumesc, am aici ceai pentru gât. Și zic, Doamne, pot să-i dau jumate și să mănânc jumate? Dumnezeu n-a răspuns. Și am zis, ok, Doamne, hai că îi dau sandwich-ul meu, dar mi-am rupt din suflet. Am luat-o pe coridor, la stânga, m-am dus la dreapta, la stânga, și am ajuns la office-ul secretarei. Când am ajuns acolo, femeia aia a lucrat acolo 27 de ani. E una dintre cei mai serioși lucrători. Femeia aia face treabă cum nu fac 10 și e foarte bună în ce face. Și un creștin autentic. N-am văzut-o în viața mea să doarmă. La ora 10 dormea cu capul pe birou. Zic, uite băi, în viața mea n-am văzut-o pe asta să doarmă la serviciu. O mișc, ești ok? Nimic. O mișc din nou? Nimic. Zic, oleu, să nu spui că a murit. Ca în film, am pus degetul aici să văd dacă are puls. N-am simțit nimic, dar în sfârșit. Zic, ești ok? Și dă din cap că nu. Zic, ce ai? Nimic, nu răspunde. Zic, ți-am adus un sandwich. Întinde mâna și lea. Mai stă vreo câteva minute, erau lungi de parcă erau minute profetice, ca atunci când te duci la dentist. Stă câteva minute, ia o gură, nu mestecă, mai stă câteva minute. Vă dați seama, a trebuit să urmăresc cum mi-a luat ei o jumătate de oră să mănânce sandwich-ul. Mai stă câteva minute, mestecă puțin, mai stă câteva minute, mai iau gură, mai stă câteva minute, mestecă, mai stă câteva minute, mai iau gură. Fai de mine, m-am săturat să aștept. După vreo 15 minute, ridic așa capul și spune, m-am născut cu diabet. Și ce am o pompă aici, care dă drumul la insulină câțiva strop la fiecare jumătate de oră sau ceva de genul ăsta. Ce pompa s-a stricat și n-am știut. Și mi-a crescut zahărul. Și apoi, nu știu ce, am luat multă insulină și n-am știut cât să iau, că pompa nu mi-arată cât am, și mi-a scăzut zahărul prea mult. Și ce l-am măsurat și a scăzut la 32 și continua să scade, 30, 28. Cine știe, eu nu sunt doctor, nu mă pricep, dar cine știe medicină, când scade la cifra aia, leșin, cazi. Și ce am leșinat, dar n-am mai avut putere să strig, să merg, să chem pe nimeni, să sun la telefon, am știut că mor, dar n-am avut putere să mă mișc. Și m-a rugat, Doamne, trimite pe cineva cu mâncare să mănânc, să-mi crească zahărul, să-mi revin. Vă dați seama că dacă eu nu ascultam și nu mă duceam, ce se întâmpla cu femeia aia? Dumnezeu zice, știu planurile care le am cu tine în fiecare zi. Dar pe noi nu ne interesează planul lui Dumnezeu, pe noi ne interesează binecuvântarea lui Dumnezeu peste planul nostru. Ce bun e ceaiul ăsta! Și înapoi la povestea cu America. Sâmbătă mergem la adunare și pastorul Ed Wright începe predica cu Ieremia 29:11. Știu planurile care le-am cu privire la tine. Soția mea de mână
Trecuseră 3-4 luni, știam și noi acum ceva engleză, nu prea multă, dar știam ceva engleză. Soția mă de mână și zice, băi, ăsta e textul care tot a venit. Cred că predica asta e pentru noi. Și apoi începe pastorul și zice așa, Dumnezeu l-a chemat pe Moise. Dar Moise, când credea că poate, că are putere, că are bani, că are armată, că are influență, și credea că poate să facă ceva, Dumnezeu a zis, nu ești bun de nimic. Dumnezeu l-a lăsat să treacă prin greutăți, l-a trimis în pustie, nu un an, nu doi, 40 de ani n-a răspuns la rugăciune, până Moise a și uitat, și limba a uitat-o cum se vorbească egipteană, și când Moise nu mai avea nimic, nu avea bani, nu avea influență, nu mai era nimeni pe lume, era un păstor. Dacă știți puțină istorie, pe vremea aia păstorii nu erau considerați ca oameni. Erau ceva între oameni și animale, nu aveau drept de vot, nu aveau drept de martori în cort, nu aveau drepturi. Păstorii erau clasa cea mai de jos posibilă, precum sclavii. Moise era păstor. Și când Moise ajunge nimic, Domnul zice, acum ești bun. Și îl cheamă și Moise zice, Doamne, n-am nimic decât un baston, n-am bani, n-am armată, cum mă duc eu la faraon care are armată? Nici măcar nu știu limba. Și soția se uită la mine și zice, ăsta de noi vorbește. Că n-avem nimic, nici măcar nu știm limba. Și pastorul zice, dar Dumnezeu i-a zis lui Moise, dacă eu te-am trimis, eu voi purta de grijă. Și tu nu trebuie să te gândești la asta. Tu trebuie să urmezi planul meu și să ai încredere că eu voi purta de grijă de tine. Și tu trebuie să înveți lecția asta, să înveți să urmezi planul Dumnezeu și să înveți să te încrezi în El. Să nu te mai focalizezi pe tine și pe viața ta și pe nevoile tale, ci să te focalizezi pe Dumnezeu, pe onoarea Lui și pe nevoile Lui. Soția m-a strâns de mână, am strâns-o și eu de mână, am tăcut din gură, s-a terminat predica, am plecat acasă. Eram într-un apartament micuț, vai de lume, mic, de n-ai loc să te îmbrâți în loc, în sfârșit. N-avea mobilă de nicio culoare, nimic, nici măcar un scaun, nici o masă, stăteam pe jos. Asta a fost sâmbătă. Joi bate cineva la ușă. Joi după amiază, așa, pe la ora, știu eu, 2, 3, 4. Când deschid ușa, pastorul, Ed Wright. Zic, ok, come in, intră înăuntru, zic, sit down, adică stai jos. El se uită după scaune, zic, nu, jos. S-a așezat ca turcii pe jos, așa. M-am așezat și eu jos, zic, cu ce poți să te ajut, pastore? Zic că, păi, m-am întâlnit cu doctor Blanco, cu decanul școlii, și mi-a zis că te-a găsit plângând în fața școlii. Și am făcut ceva cercetări și am văzut că sponsorul tău a avut probleme de sănătate și vrem să facem un pact cu tine. Ce el își plătește un an de școală dacă ei nu mai auri și dacă termini într-un an. Dacă ei un B, nu mai plătește nimic. Iar noi, biserica, îți plătim un an de apartament dacă ei nu mai auri la școală. Când ai luat un B, nu mai plăti nimic și numai un an. Dacă faci 3 ani, nu ne interesează. Mi-am mai luat eu 3 servicii, am luat 4 ani de școală, mai exact 3 ani jumate, într-un an, a luat și soția 3 servicii și învățam în mod fizic pe genunchi, în mod literal pe genunchi. Citeam un cuvânt, mă duceam la dicționar și mă rugam, Doamne, dă-mi înțelepciune să înțeleg limba asta nenorocită, că e mai grea decât japoneza. Dă-mi înțelepciune și ajută-mă că tu m-ai adus aici. Într-un an am terminat toată școala, bachelorul tot, 3 ani jumate, și când au venit gradele, nu m-a aur niciun B. Și am zis, Doamne, astea nu-s gradele mele, că eu nu știu engleză, astea-s gradele tale, sunt notele tale. Tu ai luat aur, nu eu. Îmi bate cineva la ușă după un an de școală, când am terminat școala, am graduat magna cum laude, cel vârful clasei, între primii 2 din toată școala, îmi bate cineva la ușă. Doctorul Blanco cu pastorul. Și că, voi, noi nu credeam că termin tu bachelor într-un an și cu auri, dar ai terminat. Așa că ne oferim să-ți mai dăm un an să faci masterul cu aceeași condiție, dacă termini într-un an și numai cu auri. Povestea e lungă. Dar uitându-mă înapoi, timpul ăla în care eu am crezut că mă rog și că Dumnezeu nu răspunde și de ce îngăduie să trec prin atâta umilire, să n-am mașină, să n-am casă, să n-am mâncare, să n-am haine, să fac foamea pe stradă, să fiu bolnav. În timpul ăla în care eu m-am rugat, Doamne, Tu m-ai adus aici, eu n-am vrut să vin aici. Stăteam bine, mersi, acasă. Aveam prieteni, ne întâlneam sâmbătă seara, ne jucam jocuri. Cine se joacă? Cine mai știe să joace bâză? Știe cineva? Da, fraților, când ne jucam bâză și ogoi și ne jucam 2 puțin 3 prea mult, ultima pereche fuge, nu știu dacă știți așa ceva pe vremea asta, dar în sfârșit, pe vremea aia noi știam. Aia era viață, frate! Aia era viață bună, ne întâlneam toți de la adunare, mâncam cornulețe, beam must. Ce viață!
Și aici, într-o țară străină, nu știu limba, nu cunosc pe nimeni, nu te salută nimeni, singur pe lume, nu? Și desculț de Zaharia Stancu. Și frații mei, atunci când m-am rugat, Dumnezeu s-a părut că nu îi pasă, nu mă mai cunoaște, nu răspunde. După ce am trecut de asta și m-am uitat înapoi, Dumnezeu a răspuns la rugăciunile alea și a purtat de grijă. De-aia a fost vremea în care Dumnezeu m-a învățat ceva umilință, nu sunt sigur că m-a învățat cu totul, dar ceva umilință, ceva răbdare, ceva credință, pentru că atunci când treci prin greutăți, de exemplu, înainte ziceam așa, dacă cineva n-avea bani, ziceam, băi, ăsta ori e fraier, ori e bleg. Că dacă ești deștept și muncești, ori e leneș. Dacă muncești și ești deștept, faci bani, tată, uite cum fac eu. Atunci am învățat să nu mai disprețuiesc oamenii. Atunci am învățat să mă încred în Dumnezeu, nu în mine. Atunci am învățat să depind de planul lui Dumnezeu, nu de al meu. Atunci am învățat, mă înțelegeți? Răbdare, umilință. Umilința e grea, frate, e mai ușor să ții sabatul, să dai zecime, decât să fii umil. Umilința e foarte grea. E ușor să ții sabatul, lene și țin fiecare zi, că ăștia nu muncesc niciodată. Să ții sabatul nu e greu, înseamnă că nu faci nimic. Așa ținem noi sabatul, nu faci nimic. Să mănânci tofu și brocoli e ușor, frate, nu e greu. Să dai zecime e ușor, dar să te umilești și să te predai cu totul și să renunți la tine, aia e greu. Și când treci prin greutăți și înveți aceste lecții, care Dumnezeu îngăduie greutățile și tu zici, Domnul nu răspunde la rugăciune. Domnul răspunde mai bine decât te rogi, pentru că Domnul vrea să te mântuiască. Și Domnul îngăduie să treci prin niște greutăți, că altfel nu-ți înveți lecțiile. Și spune Biblia că e mai bine să-ți pierzi un ochi decât să pierzi mântuirea. Mai bine să-ți pierzi un picior decât să-ți pierzi mântuirea. Dar noi zicem, nu, Doamne, te rog să-mi ții piciorul, te rog frumos, mai bine pierd mântuirea. Mă înțelegeți? Asta nu-i predică, fraților, asta e introducerea. Doar că vreau să vă spun când începem și timpul a trecut, trebuie să mă opresc. Rămânem la introducere, seara asta și începem predica mâine. Vreau să subliniez că noi prin rugăciune înțelegem trei lucruri. Unu, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine noaptea asta, te rog frumos să fii cu mine astăzi, te rog frumos să mă păzești, să mă ajut cu tare, amin. Înțelegem obișnuința, rutina, obișnuința. Fac rugăciunea de dimineață, fac rugăciunea la masă, fac rugăciunea de seară. Nu înțelegem că Biblia spune rugați-vă fără încetare. Aia înseamnă că nu te rogi numai dimineața la masă și seara, ci că în permanență ești conectat într-o relație continuă cu Dumnezeu și nu te separi. Spune Iisus în Ioan 15, eu sunt vița, voi sunt mlădițele, separați de mine sunteți nimic. Nu. Când te separi de mine ești mort. Când te separi de mine, spune Iisus, nu poți să faci cât de mult? Nimic. Dar dacă rămâi în mine și eu în tine, veți produce multe roade. Nu spune așa, fraților. Deci rugăciunea, noi înțelegem prin rugăciune, unu, obișnuința. Repede, Doamne, îți mulțumesc pentru această mâncare, trebuie să binecuvânteze, dar amin. Obișnuința. În loc să fie, spune Spiritul Profetic că rugăciunea este respirația sufletului. În ce carte? Cama. Calea către Hristos. Rugăciunea este respirația. Vreau să vă întreb, cât timp respirați pe zi? Și că 2 minute dimineața, 2 minute la prânz, 2 minute seara. Așa e? Păi frate, dacă încerci treaba asta, ești mort. Dar cu rugăciunea ne permitem să respirăm 5 minute pe zi. De ce? Pentru că spune Spiritul Profetic că în momentul în care nu ne mai rugăm, zice, devenim slabi din punct de vedere spiritual și apoi murim din punct de vedere spiritual. Satana nu se teme că ține în sabatul. Noi trebuie să ținem sabatul. Dar Satana nu se teme și fariseii țineau sabatul. Satana nu se teme că mâncăm sănătos. Noi trebuie să mâncăm sănătos. Dar și ăștia care țin bahai sau yoga mănâncă sănătos. Dar Satana se teme când te rogi și spune profetic că Satana și îngerii lui ce fac când te rogi? Tremură și fug. Pentru că atunci ești legat de Dumnezeu și când ești legat de Dumnezeu poți să faci totul în prezența lui. Și nu știu cum se face că noi ținem la toate celelalte, dar la rugăciune mai puțin. Prima problemă care avem, că rugăciunea este o rutină, este o obișnuință, în loc să fie respirația sufletului. A doua problemă care avem cu rugăciunea, noi vrem ca Dumnezeu să fie servitorul nostru. Aladin și lampa fermecată. Frești lampa, apare ce vrei stăpâne. Vreau o casă. Gata! Noi nu înțelegem că rugăciunea nu este să-L convingi pe Dumnezeu să servească ție, ci ca Dumnezeu să te convingă pe tine să-I servești tu lui. Rugăciunea nu îl face pe Dumnezeu servitor, ci te face pe tine servitor și pe El îl face stăpân. Ne ducem la El și îi dictăm lui Dumnezeu ce să facă. Iar a treia problemă care avem noi cu rugăciunea este că nu înțelegem
Că răspunsul la rugăciune în Biblie nu este un eveniment, ci este un proces. În Biblie, când Avram s-a rugat pentru un copil, câți ani a durat până a primit copilul? 25 de ani. Când Iosif s-a rugat, câți ani a durat până Domnul i-a răspuns și a rezolvat problema? 13 ani. Când în Biblie, Moise, 40 de ani, Noa, 120 de ani, cea mai rapidă rugăciune acolo e Daniel, 3 săptămâni, 21 de zile. Noi când ne rugăm vrem răspuns. Și Biblia spune că bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Nu înțelegem că Dumnezeu când lucrează are un proces întreg să lucreze. Și noi nu avem răbdare. Noi vrem acum, vrem acum. Și pentru că nu avem răbdare, acționăm noi și stricăm planul lui Dumnezeu. Ca Avram, dăm un copil, nu mi-ai dat, lasă că mă culc cu sclava. Acționăm noi și stricăm planul lui Dumnezeu. Pentru că nu avem încredere să așteptăm ajutorul lui. Rugăciunea reală nu este când te duci la Dumnezeu așteptând un răspuns, ci când te duci la Dumnezeu și te pui la dispoziția Lui și zici, facă-se voia ta. Asta e problema mea, dar facă-se voia ta, nu a mea. Și lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, nu te faci tu Dumnezeu. M-ați înțeles? Și putem discuta mai mult de rugăciune, vom continua mâine, timpul meu este dus în seara asta, plus că mi-e foame. Dar frații mei, cum putem noi să fim creștini adevărați fără o viață de rugăciune adevărată? Toți oamenii de credință în Biblie au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Păi vă spun eu, spune în Cartea Faptelor Apostolilor că e așa, Avraam a umblat cu Dumnezeu, Enoch a umblat cu Dumnezeu, Cutare a umblat cu Dumnezeu și apoi ce virgulă, adică au trăit într-o legătură continuă cu Dumnezeu, într-o dependență totală. Ce înseamnă să trăiești într-o legătură continuă? Aia înseamnă să te rogi fără încetare. Când spune că ce era la ușa templului un paralizat de 40 de ani, îl aduceau în fiecare zi prietenii și cerea, dă-mi și mie un leu. Și Petru zice, ba nu am, de aceea îți dau. În numele lui Iisus ia spatul și umblă. Unde spune în Biblie că Petru s-a rugat? Doamne, dacă este voia ta să se vindece, te rog să-l vindeci, dacă nu, nu. Unde spune în Biblie că Petru s-a rugat? Nu spune. Înseamnă că nu s-a rugat? Păi spune în versetul înainte, Petru era în duh. Ce înseamnă asta? Că el se ruga tot timpul. El umbla cu Dumnezeu. El nu făcea de capul lui Duhului. Dumnezeu l-a inspirat să spună așa. Rugăciunea nu este când te rogi rutină sau când te rogi în criză. Doamne, am cancer, te rog, vindecă-mă. Ci rugăciunea este când te rogi tot timpul. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Nu te separi Dumnezeu, că separat de El nu ești nimic. Când te prinzi de El și în permanență stai într-o relație continuă. Asta înseamnă să te rogi fără încetare. Asta înseamnă ce spune în Ioan 15, ce spune Iisus. Cât de important e versetul ăla. Să nu vă separați de mine. Oamenii care se roagă tot timpul sunt oamenii care n-au nevoie să dispere în criză, pentru că ei deja au prezența lui Dumnezeu. Și Biblia spune în Isaia că Dumnezeu îl ține în pace perfectă pe acela care ține ochii continuu pe Dumnezeu. Oamenii care sunt conectați de Dumnezeu au pace chiar și în pușcărie ca Iosif, chiar și în Babilon ca Daniel, chiar și în pușcărie ca Petru. Petru era în pușcărie și el cânta. Adică nu, Pavel. Petru dormea în pușcărie. Au pace perfectă, că ei știu că totul, toate lucrurile lucrează împreună și că ei sunt în mâna lui Dumnezeu. Au pace, care se roagă în permanență. Dumnezeu vrea să învățăm să avem o relație reală cu El. De aia spune Biblia, când va veni Iisus, le va zice la unii, nu te cunosc. Zice, Doamne, dar am mers la adunare. Așa este, uite, toată, în fiecare sâmbătă. Doamne, dar am mâncat brocoli și tofu, Doamne. Așa este. Doamne, dar am ținut sabatul. Așa este. Doamne, dar am făcut școală de sabat. Așa este. Am cântat în cor, Doamne. Așa este. Dar nu vă cunosc. Pentru că nu sunt creștini care au o formă de religie, dar n-au o relație reală cu Dumnezeu. Ce-ar fi dacă v-ați lua o hotărâre? Cei care fac așa, Domnul să fie lăudat. V-ați lua o hotărâre să ziceți de aici înainte, o să-i cer Dumnezeu, să nu mai mă separ de El. Doamne, zice, El îmi trezește în fiecare dimineață urechea. Doamne, te rog de aici înainte să mă trezești Tu dimineața. Încercați treaba asta. Încercați treaba asta. Eram în armată, mi-amintesc, și îmi trimitea
Pe vremea era prietena mea, acum e soția mea. Îmi trimitea scrisori. Fratele meu, 12, 15, 17 pagini lungi scrisori. Și îmi spunea acolo cum a făcut zacusca, cât cutare, cât sare, cât ulei, cât mărar, cât roșii, cât vinete, cât voi, de mine te doare capul. Și îmi spunea acolo jocul de fotbal, Hagi a dat așa și cutare a făcut așa, cutare a făcut așa. Scria 15 pagini de gunoi. Și pe la mijloc, pe undeva, punea un paragraf din Spiritul Profetic și un text din Biblie. Și cum era pe timpul comunismului, totul era cenzurat. Și luau ăia care cenzurau scrisorile, citeau, a, de zacuscă. Și aruncau scrisoarea, mi-o dădeau, eu tăiam tot gunoiul și țineam paragraful. Chiar am spus soției, băi, scrie tu orice prostii, să nu citească ăștia, se sature de citit și mai la sfârșit pune paragraful. Și tăiam paragrafele, mă băgam sub plapum, aveam o lanternă micuță și pe la ora mă rugam, Doamne, trezește-mă tu dimineața să pornesc cu tine și ajută-mă ca toată ziua să umblu cu tine. Și pe la ora 4-5 Dumnezeu mă trezea și mă gândeam, Doamne, nu-i puțin cam de vreme glumește, adică mă duc la instrucție azi, am și eu nevoie să dorm. Dar dacă m-a trezit Domnul, nu puteam să mă așez pe genunchi când mă vedeau ceilalți soldați, mă băgam sub plapumă cu paragraful și cu lanterna, citeam, mă rugam și când terminam, mă îmbrăcam și când suna trompeta, eu eram gata, eram totdeauna primul. Și mă rog așa o seară, două, într-o dimineață mă rog și mă trezește Domnul la două. Zic, come on, la două? Cred că întâmplare, zic, Doamne, te rog frumos să mă trezești la cinci. Și mă culc chiar. Dumnezeu m-a pus în minte, trezește-te acum. Vă dați seama ce fericit am fost? Să mă trezesc, să nu mă trezesc, ok. M-am îmbrăcat, m-am băgat sub plapumă, m-am rugat, am studiat. Și pe aceea ce am zis? M-am măcut și eu câteva ore. În clipa aia suna trompeta. Era alarma de război. Și aveai 30 de secunde să te îmbraci. Ăștia ziceau că la chibrit să te îmbraci. Dar eram gata îmbrăcat. Mi-am pus pe mine armele, masca, toate alea, am ieșit afară, am fost singurul. Ăștia soldații, când sau pe la ora 2, când a sunat, sau 3, când a sunat alarma, au început să dea cap în cap, că nu mai nimereau nimic. Baia, unde-s hainele, unde-s armele, nu nimerea nimeni nimic. Nu știu câți din ei au luat arest, nu știu câți din ei au luat pedeapsă, nu știu câți din ei nu știu ce. Pe mine m-a pus la drapel, mi-a făcut poză la drapel și mi-a dat 5 zile acasă, că am fost cel mai rapid soldat. Și m-au întrebat toți, cum poți, mă, să te îmbraci așa de repede? Și le-am zis, mă, Domnul m-a trezit. Și că, băi, minți. Mă, nu vă mint, Domnul m-a trezit. Pe mine mă trezește Domnul. S-a uitat la mine și că, stai bolnav, ăsta a mâncat ceva ciuperci. Ciuperci rele. Să zici, Doamne, trezește-mă dimineața să nu mai pornesc cu business, ci să pornesc cu rugăciune. Și în timpul zilei, dacă am tendința să uit, amintește-mi tu să nu mă separ de tine, că fără tine nu sunt nimic în ființă umană. Ajută-mă să stau conectat cu tine, pentru că atunci ai putere, Hristos în tine e nădejdea slabei. Fără Hristos ești un nimic și tu și eu. Noi nu suntem nimic, noi nu putem face nimic. Toată înțelepciunea noastră nu face doi bani. Dacă ești în Hristos, El poate să întoarcă și ceva ce se pare o tragedie într-o biruință. Dar ideea este, Doamne, dacă mă separ de Tine, amintește-mi Tu să mă întorc înapoi la Tine și toată ziua să umblu cu Tine și să depind de Tine. Aia e credința, fratele meu. Ok, pentru seara asta ne oprim. Domnul să vă binecuvinteze, continuăm mâine, trecem de la introducere la predică mâine.